Bine te-am regăsit, Andrei! Da. Ne bucurăm că în timpul în care nu ne-am mai văzut, tu ai mai lucrat câte ceva noutăți. Da. Și să ne spui dacă te bucuri că azi e ziua ta. Da, mă bucur. Noi am venit să-ți urăm la mulți ani. Mulțumesc! Toată echipa Cotlea Info, de la mic și până la cel mai mare, da, te iubim și te sprijinim în munca ta. Mulțumim! Adică mulțumesc! Și ce vrei tu să ne arăți aici din ce ai lucrat? Păi, mai nou am lucrat pirogravură și pictură pe lemn. Așa. La Clubul Elevilor. Și tabloul ăsta l-a făcut sora mea. E foarte frumos. Ai ajutat-o puțin? Nu. Ea l-a făcut. S-a descurcat singurică. Da. Așa. Și uite, mie îmi place pictura asta pe sticlă. Da, prima pictură pe sticlă. E foarte frumoasă. Ce înseamnă? Da, mulțumesc. E Maica Domnului cu pruncul. Și aici, astăzi, cum e Sfântul Andrei, l-am făcut pe Sfântul Andrei, desenat. E foarte reușit. Da? Mulțumesc. Cerul n-a ieșit prea bine, că este albastru ăla, mai strident. Mie îmi place. Da, mulțumesc. E foarte frumos. Și aici? Aici e un tren, tot în pirogravură. Și cine vă îndrumă la Clubul Elevilor? Ce profesor aveți? Doamna Lavinia. Doamna Lavinia. Da. Și ce ai mai făcut în timpul ăsta? Am auzit că ai desenat pentru două cărți, mai multe desene. Da, Insomnii Mătăsoase. Și... Și o carte cu povești de iarnă, da, nu? Da. Le-am văzut, desenele tale sunt foarte reușite. Să sperăm, da, că o să ți se publice, da, în carte. Ne dai și nouă carte, nu? Dacă, da, reușești. Bine, și ai de gând să mai lucrezi, nu? Da. Păi noi o să te ajutăm, urându-ți, da, la mulți ani. Da, mulțumesc. O clipă să aștepți. Da. Că Moș Andrei vine la tine astăzi, da? De la Cotlea, da, Info. Ia, pune mânuța pe ele. Nu pot să cred. Atingele sunt ale tale, privește. Wow. Mulțumesc mult. Mulțumesc foarte mult. Leo, nu pot să cred. Uite, hai să-ți arăt. Aici sunt trei pânze de trei dimensiuni diferite. Da. Colegul meu, George, o să te ajute să-ți și montezi șevaletul, dacă tu nu te pricepi singurel. Da. Probabil o să ai nevoie de ajutor. Așa. Și acestea sunt niște pensule mai speciale. Tu te pricepi mai bine decât noi, da? Asta e pensula pătrată, asta e limba de pisică, din păr de beberiță. Sunt păr de beberiță astea. Așa, și văd că au și, au și capac, nu știu cum, eu n-am mai văzut. Da, până să protejeze. Da, vârful întins. Așa, noi îți dorim să te bucuri din plin de toate, hai să te și pup. Mulțumesc. Așa. Mult. Și noi ne bucurăm că te cunoaștem, că ești un băiețel deosebit. Și eu mă bucur. Și să ne mai primești la tine, să ne mai arăți ce mai lucrezi, cum, da? Cum să nu, da. Bine, Andrei. Vă mulțumesc foarte mult. Acum poți să te bucuri de ele. Bine, George, v-am făcut un desen pentru voi, pentru echipa. Vă mulțumesc că mi-ați adus toretarurile. Astăzi vin Sfântul Andrei, v-am desenat pe Sfântul Andrei. Ăsta e Sfântul Andrei, așa? Da. Mulțumesc, ești drăguț, ai să te bucuri. La mulți ani și multă sănătate. Da. Să te bucur de tare. La fel. Și haide să desfacem împreună. Hai, vino în pace, să vedem. Stai așa. Oi, mare, e. Da. Foarte mare. E super, nu? Da. Mulțumesc în mod deosebit celui care mi-a cumpărat acest dar superb.